În fiecare an, Biserica Porta Cerului își stabilește un deziderat pe baza căruia să trăiască, să crească și să se apropie de Dumnezeu. În anul pe care l-am încheiat, dezideratul nostru a fost să fim roditori. Cât de roditori am fost? Cât de roditori suntem, Domnul este cel ce știe întâi și fiecare dintre noi ne putem da seama de asta. La începutul acestui an, astăzi mai precis, vreau să aducem înaintea Bisericii dezideratul pe care îl socotim necesar în vremuri ca și acestea pentru toți aceia care vor să umble în căile Domnului. Și dezideratul nostru pentru anul 2022 este să trăim pentru Hristos. Putea vom noi oare? Să trăim pentru Hristos. Aș vrea să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură. Se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5. Am să citesc două versete numai. Puteți să rămâneți așezați, dar concentrați la cuvântul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Acest ultim verset, versetul 15, este dezideratul nostru, sau este versetul din care am smuls dezideratul nostru pentru anul acesta. De aceea vă chem să-l rostim cu voce tare toți. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Dragii mei, de-abia am trecut în 2022. Și zilele acestea am fost chemați, să ne uităm înapoi spre anul pe care l-am încheiat, să ne uităm înainte spre anul pe care îl începem. Însă vreau astăzi să înțelegem că o evaluare serioasă este absolut necesară. Nu poți să planifici anul viitor dacă nu e în considerare anul care a trecut. Nu poți să planifici în mod serios dacă nu... Te uiți la ceea ce ai realizat anul trecut. Față în față cu dezideratul nostru, aș vrea să ne uităm un pic în trecutul vieții noastre. Să încercăm să ne răspundem la întrebarea aceasta: pentru ce am trăit în anul 2021? Pentru ce am trăit? Vă rog. Să ne gândim la asta și să ne răspundem cu sinceritate nouă înșine. Lozinci putem să zicem toți, dar haideți să fim cinstiți cu noi înșine și să vedem pentru ce am trăit în anul care a trecut. Pentru imagine? Imaginea e foarte importantă pentru fiecare om. Pentru bani? Și banii sunt foarte importanți pentru fiecare dintre noi. Pentru ca să obținem o promovare? Pentru ambițiile noastre să le vedem împlinite? Sau am trăit cumva pentru plăcerile noastre să le dăm împlinire? Sau am trăit motivați de gândul să fim plăcuți celor din jur? Sau am trăit ca să fim de folos altora? sau am trăit pentru a-L onora pe Dumnezeu? Fiecare să-și răspundă lui însuși. Pentru ce am trăit în anul care s-a încheiat? Ce scopuri am avut în 2021? Ce targeturi ne-am propus în anul 2021? Și apoi să ne punem întrebarea care a fost locul lui Dumnezeu în planurile noastre. Acum, la intrarea în anul 2022, într-o zi în care am stat la masa Domnului, vă chem să pornim de la un fapt incontestabil pe care vi-l spun cu bucurie. Dumnezeu ne iubește. Amin. De ce spun că Dumnezeu ne iubește? Am un milion de motive să vă spun că Dumnezeu ne iubește. Când zic un milion, înseamnă că nu mi se termină motivele de mulțumire înaintea unui Dumnezeu care își arată dragostea față de noi în fiecare clipă, în fiecare minut, în fiecare ceas, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună și în fiecare an. Nu așa că de la El avem viața? Amen. Nu e așa că de la El avem umblarea? Dar bătaia inimii. Nu e tot de la el? Dar mintea sănătoasă, la care nu ne gândim adesea, dar mintea noastră sănătoasă, într-o vreme în care atâția oameni sunt cu mintea tulburată, știi de ce ai mintea sănătoasă? Pentru că Dumnezeu te iubește. o lista asta ar putea continua, mă gândesc la pacea lăuntrică. La pacea din familie, la pacea din biserică, la pacea din țară. La pacea pe care o avem tot de la Dumnezeu. Nimic nu avem pentru că merităm. Frați și surori din poarta cerului. Asupra acestui lucru vreau să insist astăzi. Nimic din ce avem nu merităm. Tocmai am citit zilele acestea un, un citat din Horea Roman Patapievici și l-am și postat pe pagina mea de Facebook, în care zicea, cu cât îmbătrânesc, înțeleg că nimic nu mi se cuvine, nimic nu este al meu, ci totul îmi este dat. Faptul că am pe cineva să iubesc, mi-e dat. Faptul că am o familie mi-e dat, faptul că am sănătate mi-e. Totul ne este dat, frații mei și surorile mele. Totul ne este dat. Însă, dacă măsurăm dragostea lui Dumnezeu în felul acesta, nu spunem decât foarte, foarte puțin despre ea. Vă chem astăzi să măsurăm dragostea lui Dumnezeu în actul suprem al dragostei lui Hristos. Dumnezeu Tatăl a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aici vreau să pornim astăzi. De la dragostea aceasta lui Dumnezeu care ne strânge, care ne obligă, nu poți când vezi dragostea lui Dumnezeu să trăiești oricum, ci te simți dator să trăiești pentru Hristos. Frații mei și surorile mele, rasa umană, întreaga rasa umană, s-a prăbușit în hăul pieirii pentru vecii vecilor. Poate că vă zice cineva, dar cu ce sunt eu vinovat că Adam a păcătuit și ne-a aruncat în păcat? Dragii mei, o ilustrație simplă. Ați auzit dumneavoastră de situații în care un autobuz condus de un șofer care n-a vegheat, a fost o situație Undeva în America de Sud, chiar anul acesta, care, care s-a încheiat, anul care s-a încheiat, în care nevegherea unui șofer a făcut ca un autobuz întreg să cadă într-o prăpastie și a fost dezastru. Imaginați-vă că acolo, în autobuzul acela, undeva pe ultimul rând de scaune, pe penultimul rând de scaune, erau probabil niște copii care stăteau nevinovați, se jucau și au pierit. Așa aș vrea să înțelegem noi. La volanul autobuzului umanității a stat Adam. Și el a făcut ca toată umanitatea să se prăbușească, să fie zdrobită și să cadă în pieirea aceea, în condamnarea aceea veșnică. Dar sunt bucuros să vă spun că acolo, în groapa aceea a pieirii, în fundul mocirile unde stăteam, ne-a văzut ochiul lui Dumnezeu. Și în dragostea sa Dumnezeu a zis, nu-i putem lăsa acolo. Da, dar cineva trebuie să plătească un preț foarte mare. Și a stat Domnul Iisus Hristos și a zis, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos? s-a coborât cu dragostea sa între noi, a plătit cu moartea. Se amintea aici, nu este dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Dragii mei, dragostea aceasta lui Hristos ne obligă și vreau să vă spun în 2 ianuarie a anului 2022, vă rog să nu uitați pentru voi, pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru mine, pentru noi, pentru fiecare, a murit Isus Hristos. Și Apostolul Pavel zice, pentru că a murit Hristos, dragostea aceasta lui mă strânge, mă obligă, nu mai trăiesc cum vreau, nu mai fac ce vreau, ci am învățat să trăiesc pentru Hristos. Vă rog să luați în considerare, dragii mei, Hristos a murit pentru noi. Noi suntem chemați să trăim pentru Hristos. Hristos a murit pentru noi, noi suntem chemați să trăim pentru Hristos. Suntem gata noi anul acesta să trăim pentru El? Mă uit la Apostolul Pavel, omul care a scris aceste cuvinte și care ne arată ce a însemnat să trăiască pentru Hristos. Pavele, Învățătura ta cea multă te-a făcut să dai în nebunie, la socotin nebun, festus altă dată, Alții l-au luat și l-au bătut, l-au arestat, l-au aruncat în închisoare. A suferit și toate acestea pentru că el s-a hotărât să trăiască pentru Hristos. Am fost impresionat și cred că v-am mai spus și altă dată de o întâmplare ciudată, o întâmplare reală în care la un moment dat, în râul dintr-un oraș, un tânăr a căzut în mod involuntar într-un loc în care era foarte periculos. Tânărul nu știa să, să note, nu știa să facă ceva ca să-și salveze viața. Și s-au adunat acolo o mulțime de gură cască și el se lupta între viață și moarte. Nimeni nu făcea nimic pentru că nu erau oameni care să aibă capacitatea să-l salveze. Altul zicea, nu știu să not, altul zicea, ia apare rece, altul zice. Și la un moment dat, când era aproape sfârșit, a venit un om care a dat pe toată lumea la o parte, a sărit în apă și l-a salvat pe tinerul acesta și, în mod ciudat, l-a salvat și a dispărut. Au scris ziarele, nimeni nu știa cine este salvatorul. Părinții tânărului acelui au făcut investigații serioase să vadă cine le-a salvat fiul de la nec. Orașul era martor la acest lucru și cine le-a salvat fiul de la nec? După indiciile care au fost date, la un moment dat l-au găsit pe salvator. L-au căutat, l-au întrebat, cu ce putem să te răsplătim? A zis cu nimic decât a făcut un singur lucru, s-a apropiat de tânărul acela, care plin de recunoștință îi zicea, ai făcut așa un sacrificiu pentru mine, în apa asta rece, ai sărit pentru mine, ai făcut... ce aș putea să fac eu? Și omul acela i-a zis doar atât. Tinere, trăiește în așa fel încât să mi se fi meritat să fac ceea ce am făcut. Frați și surori, Prieteni dragi, care sunteți astăzi la poarta cerului, Hristos a făcut lucruri mari pentru noi. Veniți să trăim în așa fel încât să se, să -i se fi meritat. Nu vedeți ce înseamnă dragostea lui Hristos pentru noi? Datorită dragostei lui Hristos, noi am trecut din moarte la viață și o zic aleluia. Datorită dragostei lui Hristos am trecut din robie la libertate și mai zic un aleluia. Datorită dragostei lui Hristos din vrăjmașa ai lui Dumnezeu am devenit copii ai lui Dumnezeu și mai zic un aleluia. Dragii mei, astăzi, la început de an, în zi de cina Domnului, aș vrea să vă chem să ne uităm la jertfa Domnului nostru Isus Hristos, care este rezultatul dragostei sale pentru noi, să înțelegem că suntem chemați în așa fel să trăim, încât să, se, să i se fi meritat Domnului să aducă această jertfă. Să trăim pentru Hristos. Cu mulți ani în urmă, foarte mulți ani în urmă, am citit un lucru despre un om bogat din America, care avea o fetiță cu nevoi speciale, o fetiță care trebuia să stea în cărucior cu rotile, nu putea să se miște și omul acesta cu dare de mână a auzit că este în Viena un medic cunoscut și a făcut tot ce a stat în putință să ia legătura cu medicul acesta, și-a pus la bătaie o sumă enormă pentru vremea aceea. Era pe vremea aceea o sumă enormă, 30.000 de dolari. Și a zis, cheltuiesc toți banii aceștia să-mi văd fetița capabilă să umble. Și l-a dus pe medicul acesta vienez în America, în Chicago. Și acolo medicul a tratat-o pe fetiță, a tratat-o și fetița, într-adevăr, a început să capete uh, sănătate și a început să umble. Imaginați-vă că ziarle din vremea aceea scriau peste tot, minunea aceasta, medicul acesta, interviuri cu medicul. Și într-o casă săracă, undeva departe de Chicago, era un copil de numai 10 ani, care de asemenea stătea într-un scaun cu rotile, a prins în mână un ziar de felul acesta, a început să plângă. Și-a chemat mama și a zis, Mama, tu ai văzut? Există în Chicago un medic venit din Europa, unul care a reușit să vindece o situație ca și a mea? Mama s-a uitat la el cu compătimire și a zis, Fiule, dar ai citit -o tot ce scrie acolo, 30.000 de dolari. Noi nu avem nici cu ce să trăim bine. Și copilul acesta resemnat a zis, da, mamă, înțeleg. Însă femeia aceea n-a avut liniște și n-a avut pace. S-a dus până la Chicago, a făcut cumva să se ducă până la Chicago. S-a dus la hotelul unde stătea medicul acesta și l-a implorat și a zis, am un copil acasă pe care l-am lăsat plângând, a auzit despre ce ați făcut, n-ați putea să faceți ceva, noi nu avem bani. Și așa a făcut Dumnezeu că i-a mișcat inima acestui medic vienez, și a zis, știți ceva, faceți cumva să-l aduceți aici, la spitalul acesta din Chicago. S-au dus, s-au făcut efortul și-au adus copilul acolo. Femeia, sigur că n-a putut să stea cu el, l-a lăsat, o perioadă destul de îndelungată și când a venit mama lui în vizită la el, era încă pe cărucerul cu rotile și a zis mamei copilul acela, mama, uite-te pe geamă. Adică o determina să stea cu spatele spre el și să se uite spre geam. Și la un moment dat, mama aceea, emoțiile erau foarte frumos descrise în ceea ce am citit. Ce mama aceea a trăit un sentiment extraordinar când ea s-a întors spre geam, dintr-o dată a simțit că cineva o apucă de mânecă. S-a întors și a văzut pe fiul ei, care stătea în picioare lângă ea, venise de la cărucior până la ea și a zis, wow, au rămas absolut uimiți. A fost o altă minune pe care au făcut-o. Și atunci. Când a venit medicul, a zis, ce să facem? A stat copilul acela și a zis, așa, domnule doctor, noi nu avem bani, dar vreau să vă spun că voi trăi toată viața să spun tuturor despre binele pe care mi l-ați făcut. Dragii mei, când ne gândim la binele cel mare pe care ni l-a făcut Hristos, așa trebuie să ne trăim viața. Să trăim pentru El, să trăim pentru slava Numelui Său. Haideți așadar să înțelegem că e important să ne trăim viața cu scop. Câteodată suntem tentați să credem că dacă trăim pentru succes e bine. Știți ceva, succesul de astăzi înseamnă nimic mâine. Dar cine trăiește cu scop, și mai ales cu un astfel de scop, cine trăiește zicând așa. Doamne, eu vreau să trăiesc pentru tine și pentru slava ta. Omul acela trăiește cu adevărat. Aceea este trăire. M-am uitat de curând la un mare campion și zicea el, un om credincios, zicea, când cobor din autobuz și mă duc la intrarea în stadion, mă așteaptă 20.000, de mii, de mii de fani. Toți stau acolo la intrarea în stadion, toți îmi strigă numele. Și zice, sunt tentat, zicea el, să mă mândresc. Să cred că eu sunt ceva. Îi mai și văd că poartă tricouri cu, cu numărul meu. Îi mai văd că poartă versete din scriptură pe care le pun și eu pe tricouri și știu că le poartă pentru mine și sunt tentat să mă mândresc. Dar zicea el așa. Nu am absolut niciun motiv să mă mândresc. Pentru că tot ce sunt este de la Domnul. O, dacă am înțelege lucrurile acestea, că stăm câteodată și ne umflăm ca un balonaj de săpun și credem că noi suntem ceva. Nu suntem nimic decât ceea ce ne-a făcut Harul lui Dumnezeu, dragii mei. Și atunci, iată, există două alternative. Unu, să trăim pentru noi înșine, să trăim pentru succesul personal, pentru dorințele noastre, pentru plăcerile noastre, să trăim pentru planurile noastre, pentru visurile noastre sau Există alternativa pe care vă propun și vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu: veniți să asimilăm această dorință, fiecare dintre noi, să trăim pentru Hristos. Acesta este modul de viață pe care îl propunem pentru anul 2022. Același apostol Pavel scria romanilor și zicea în capitolul 14 din Romani, la versetul 8, zicea așa. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Doamne, ce scop de viață! Sau să-l pe același apostol Pavel scrie de data aceasta galatenilor și zice că eu prin lege am murit față de lege și trăiesc pentru Dumnezeu. Și apoi zice așa, am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragii mei, zic încă o dată, dezideratul nostru pentru anul 2022 la poarta cerului este 2 Corinteni 5 cu 15, pe care vă rog, haideți să-l mai citim o dată. 2 Corinteni 5 cu 15 și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Amin. Toți oamenii trăiesc pentru ceva. Părinții pentru copii și nu e un lucru rău, soțul pentru soție și nu e un lucru rău, soția pentru soț și nu e un lucru rău, dar, dragii mei, Deasupra tuturor acestor lucruri, deasupra tuturor scopurilor acestor amărunte, veniți să punem scopul cel mare: să trăim pentru Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun din capul locului: a trăi pentru Hristos nu e un lucru ușor. E important să vrem, dar nu e un lucru ușor. În Luca, la capitolul 14, este un pasaj în care cuvântul ne spune că Domnul era urmat de foarte multe noroade, foarte mult popor era cu Domnul. Și Domnul s-a oprit, s-a întors spre ei cei mulți și nu le-a zis, bine că veniți după mine. Ce are un discurs, vom zice noi în vremea de astăzi, absolut descurajator se întoarce spre ei și le zice, dacă voiește cineva să vină după mine, păi da, nu suntem după tine, Doamne. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Dragii mei, trăirea pentru Hristos nu este un lucru simplu, ci este un lucru care costă. Dacă ne-am uitat în Scriptură, vom vedea că au fost oameni care s-au hotărât să Trăiască pentru Hristos și au zis, Doamne, te vom urma oriunde vei merge. Numai că au venit, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la. Și Domnul zice, nu? Trăirea pentru Hristos e mai importantă decât orice relații. Ucenicia e mai presus decât orice relații. Le spune păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini. Pentru că trăirea pentru Hristos e mai presus decât orice confort al nostru. De aceea spun, dragii mei, e nespus de important să învățăm să trăim pentru Hristos. Și foarte pe scurt, câteva lucruri. Timpul uh, se învârte, ceasul se duce. Vreau să învățăm câteva lucruri. Ce înseamnă, ce presupune să trăiești pentru Hristos? 1. Ca să trăiești pentru Hristos, trebuie să fii mort față de păcat. Ce părere aveți de asta? Vom zice, noi sună bine, dar nu-i ușor să fii mort față de păcat. La botez, când avem botez aici, botezul este o declarație a morții noastre față de păcat, pentru că scufundarea reprezintă moartea noastră împreună cu Hristos, și apoi ridicarea înseamnă ridicarea la o viață nouă împreună cu Hristos. Și lucrurile acestea contează nespus de mult. Dragii mei, când spun că a trăi pentru Hristos înseamnă să mori față de păcat, vreau să înțelegem ceva. Păcatul nu mai este o opțiune pentru cei ce vor să trăiască pentru Hristos. Mă doare să știu că sunt credincioși care fac păcate chiar în mod planificat și voit. Dragii mei, mă îngrozesc la gândul acesta. Căderea am păcat, alunecare am păcat, își are justificările ei. Dar păcatul ca opțiune nu are ce să caute în viața omului care vrea să trăiască pentru Hristos. De ce zic să murim față de păcat? Știți dumneavoastră cum e mortul? Unui mort de pui cea mai mirositoare floare la nas, nu trebuie să deloc. Dacă mortului îi pui înainte ispitele acelea care l-au făcut să bată pământul în lung și în lat, nu-l mai interesează, nu-l mai influențează ispitele acelea. Poți să te duci la mort să-l cerți cât vrei tu, să-l jignești în toate felurile. Nici nu clipește. Știți ce aș vrea să vă spun, dragii mei? În anul 2022 vor veni ispite din toate părțile către noi. Însă omul care vrea să trăiască pentru Hristos trebuie să-și propună să fie mort față de păcat. Să ne hotărâm astăzi, în 2 ianuarie, și să zicem, Doamne, vor veni ispite din toate părțile, dar ajută-mă să fiu mort față de păcat. Ajută-mă tu, Doamne, să nu cedezi niciodată în fața lor. Și să le tratezi exact așa cum mortul se raportează la ceea ce este în jurul lui. Asta înseamnă să trăiești pentru Hristos. Să fii mort față de păcat. Să trăiești pentru Hristos înseamnă să ai un singur Dumnezeu. Poate vă veți mira și zice, vai, frate, dar cum e asta? Nu suntem noi dintre ea cu un singur Dumnezeu. Ba da, sunteți. Numai că. Știți ceva? Inima noastră e o fabrică de Dumnezei. Așa de ușor creem Dumnezei, așa de ușor cădem în ispita de a călca această poruncă, prima poruncă care s-a dat poporului lui Dumnezeu. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul tău este un singur domn, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ca să trăiești pentru Hristos, trebuie să ai un singur Dumnezeu. Și vedeți, oamenii sunt tentați să facă Dumnezei din orice. Ca să te verifici cum stai la acest capitol. Te rog să-ți pui întrebarea în modul cel mai simplu. Ce ești dispus să pui pe altar? Ce ești gata să pui pe altar și ce nu ești gata să pui pe altar? Ai grijă. Ce nu ești gata să pui pe altar s-ar putea să fie Dumnezeul tău. Nu insist asupra acestui lucru decât vreau să vă spun un lucru pe care Pavel Apostolul scria corintenilor altădată. Zicea, dar mă tem că după cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Dragii mei, să fim atenți. Omul care trăiește pentru Hristos nu poate să aibă decât un singur Dumnezeu. Vă rog să, să ne uităm în anul acesta ce ne mănâncă nouă timpul nostru, cui îi dăruim timpul nostru, cui îi dăruim pasiunile noastre, pe ce direcție se duc interesele noastre și întrebați-vă dacă nu cumva toți aceștia care ne iau pasiunile, interesele, timpul, dacă nu cumva sunt un fel de Dumnezei care caută să-și facă loc în viața și în inima noastră. De vrei să trăiești pentru Hristos? Trebuie să ai un singur Dumnezeu, amin. De vrei să trăiești pentru Hristos? Trebuie să stăruiești în fiecare zi asupra Cuvântului. De ce, dragul meu? Pentru că acest Cuvânt este cel care ne-l arată pe Hristos. Ne arată dorințele Lui, așteptările Lui de la noi ne arată interesele Lui. Dacă nu stai în fața cuvântului Lui Dumnezeu, cum poți să trăiești pentru Hristos când tu nu știi ce vrea Hristos de la tine? De aceea vreau să vă chem acum, la început de an, în predic aceasta program pe care o propunem Bisericii Porta Cerului. Luați în considerare, stăruința asupra cuvântului Lui Dumnezeu este esențială. În fiecare joi seara noi facem studiu biblic aici în biserică. Adică luăm pasaje din Scriptură care sunt de importanță majoră și de interes major. Dar știți că sunt mult mai puțin decât sunt astăzi, joia la biserică? Și sunt, uh, sunt bucuros să văd că sunt alții de departe și am zis, Doamne, sunt alții de departe care se bucură de toate aceste lucruri și primesc un feedback și primesc mesaje și așa mai departe. Oameni care ne spun că poarta cerului este în casa lor și se bucură joia seara de ceea ce face Dumnezeu și așa mai departe. Și de multe ori îmi zic, Doamne, cum e asta? Cum e asta? Nu cumva cei de aproape uh, pierd și cei de departe câștigă? Vă rog să luați în considerare, nu putem trăi pentru Hristos dacă nu învățăm să stăruim asupra cuvântului. Dragii mei, de asemenea, trăirea pentru Hristos înseamnă să-L imiți pe Hristos. Adică să folosești capacitățile tale spre slujirea altora. Ce a făcut Hristos, dragii mei? A trăit o viață în slujba oamenilor. Știți ce a făcut Apostolul Pavel? A zis, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. E atât de important să căutăm să limităm pe Hristos, să fim blânzi ca El, Doamne ajută-ne! să fim drepți ca El, Doamne ajută-ne, să fim sinceri ca El, Doamne ajută-ne, să fim buni ca El, Doamne ajută-ne. Asta înseamnă trăire pentru Hristos. Să folosim ceea ce ne-a dat El înspre folosul altora, slujind. Ca să trăiești pentru Hristos, trebuie să știi bine unde ți-e comora. Ascultă-mă bine. Cine trăiește pentru Hristos nu poate să fie captivat de comorile pământești atât de tare cât de cele cerești. Comorile cerești sunt cele mai importante pentru cel ce trăiește pentru Hristos. Așa a spus Domnul: Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Dragii mei! Când spun asta, vreau să înțelegem că dacă trăim pentru Hristos, timpul nostru trebuie să-l dăruim lui Hristos. Puterea noastră trebuie să o dăruim lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când vorbesc despre trăirea pentru Hristos, frații mei și surorile mele, vreau să știți că asta ne obligă. Mai spun câteva lucruri numai modul nostru de viață va fi unul care îi aduce lui Dumnezeu slavă, care îl onorează pe Dumnezeu. Însă vă rog să luați în considerare cine trăiește pentru Hristos. Numai cine trăiește pentru Hristos este epistolă vie, zice Scriptura. Uitați-vă, zice Apostolul Pavel, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Cine trăiește pentru Hristos, omul acela este martor al lui Hristos raportul nostru cu oamenii din jurul nostru se schimbă când trăim pentru Hristos. Adică, cum se schimbă? Devenim epistolă vie, o epistolă vie. Se uită oamenii la noi, știți că unii nu citesc Evanghelia după Matei, nici Evanghelia după Marcu, dar citesc Evanghelia după Filip și citesc Evanghelia după Sami și citesc Evanghelia după Ana și Evanghelia după Maria și așa mai departe. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem că trăirea pentru Hristos ne obligă să înțelegem că suntem epistole vii și raporturile noastre cu oamenii din jur se schimbă radical. De asemenea, trăirea noastră pentru Hristos ne obligă nu doar față de oameni, ne obligă față de Dumnezeu. Pentru că noi suntem nu doar epistole vii, suntem și jertfe vii. Spune în Romani la capitolul 12, primele două versete, vă rog să luați în considerare. Zice așa, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trupurile noastre, dacă trăim pentru Hristos, nu mai sunt ale noastre, sunt dăruite Lui. Și un trup dăruit lui Hristos, vă rog să mă înțelegeți bine. Trupul care e dăruit lui Hristos trebuie să arate în așa fel încât să-i placă cui? Lui, întâi. Am fost pentru câteva ceasuri împreună cu tinerii noștri. Și am avut un timp foarte frumos cu ei, s-au retras din Timișoara și am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și am văzut frământările oamenilor din generația aceasta. Una dintre întrebările care era pusă frecvent, adică era, ziceau, cu like-uri multe, așa era venită prin intermediul internetului pe Slido, era, e bine să purtăm bijuterii. Altă întrebare, dacă ne facem un tatuaj cu, cu un mesaj creștin, e bine? Și m-am întrebat, Doamne, de unde vin toate acestea? Știți de unde vin? Din influența lumii asupra noastră. Sigur că lor le-am răspuns acolo, dar astăzi, motivat de aceste lucruri, vreau să spun tuturor celor ce sunteți aici. De vrem să trăim pentru Hristos trupul nostru trebuie să-i placă lui Hristos. Nu mai devrem să trăim pentru Hristos. Cine vrea să trăiască doar ca să fie vedetă în lumea aceasta, ca să fie văzut de unii și de alții, e problema lui. Dragii mei, bijuteriile, lucrurile acestea, dar nu trebuie să spun eu, uitați-vă dumneavoastră, eu nu vorbesc despre bijuteriile care înseamnă ceva, sunt simboluri ale căsătoriei, ale logodnei, nu despre asta vorbesc, dar vorbesc despre accesoriile acestea pe care cineva le poartă, de ce? De ce? Ca să-i placă lui Hristos Și vine câte cineva, nu e subiectul acum, și la un astfel de subiect îmi vine să mă întind. Dar uh, vreau să vă spun, vine câte cineva și zice, dar ce are? Are Cristos ceva împotriva acestor lucruri? Întreabă-l pe el. Pentru că el ne-a spus în scriptură câteva lucruri. Dragii mei, trupurile noastre sunt chemate să fie jertfă vie dăruită lui Hristos. De aceea spun, trupul nostru trebuie să fie întotdeauna decent îmbrăcat. Întotdeauna decent îmbrăcat. Amin. Și cei ce sunteți de acord cu mine aveți voie să ziceți amin. amin. Trupul nostru trebuie să fie aranjat în mod decent. Eu n-am spus să nu ne aranjăm, dragii mei. N-am spus să nu ne aranjăm, n-am spus să nu ne îmbrăcăm frumos, dar toate trebuie să fie cuvincios. Când trăiești pentru Hristos, prima ta întrebare când te îmbraci, când te aranjezi, este, îi place oare lui Hristos ce fac? Din nefericire sunt oameni care și-au făcut Hristos după poftele lor. Vin unii și spun, a, Hristos este așa și Hristos este așa. Până acolo am auzit de curând, Hristos este așa de mare dragoste încât trebuie să lase pe cineva să meargă, să se distreze, nu mai stea în familie. Am auzit și din astea. Ce, domnule? Eu în familie n-am libertate. Dar Dumnezeu este dragoste și Dumnezeul acesta care e dragoste vrea ca eu să mă simt bine. Dragii mei, de ce am zis că omul care trăiește pentru Hristos stăruiește asupra cuvântului? Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Vă uitați poate la mine și ziceți, fratele acesta e din alt secol, e drept. Din celălalt secol am venit. Însă, dragii mei, Hristos Iisus, Mântuitorul nostru, a venit cu secole în urmă cu multe secole în urmă. Și de aceea eu vă chem astăzi, toți cei ce vreți să trăiți cu evlavie în Hristos, trăiți pentru Hristos și lăsați trupurile voastre să fie jertfe vii înaintea lui Hristos. Hristos vrea să fim curați, Hristos vrea să fim aranjați, Hristos vrea să arătăm bine, dar ascultați-mă bine. Nu trebuie să impresionăm pe nimeni din lumea aceasta cu ceea ce suntem noi E trist să vezi pe rețele de socializare, pare rău că paranteza mea se face mai lungă, să vezi pe rețele de socializare ceea ce știu să afișeze unii sau alții. Dragii mei, vă chem în numele Domnului Isus când puneți o fotografie pe rețele de socializare, puneți-vă întrebarea, Doamne, prin asta sunt eu epistolă vie? Sunt eu prin asta jertfă vie? Și apoi, Hristos vrea să fim și pietre vii. Epistole vii, jertfe vii, dar și pietre vii, zice Petru așa, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Dragii mei, știți ce înseamnă pietre vii? Suntem puși într-o zidire împreună cu alții. Când trăim pentru Hristos, suntem mereu atenți la frații noștri de credință. Să nu fim pentru ei pricină de potignire, să nu fim pentru ei o piatră în care să se împiedice și să cadă, să fim înțelepți, trăind pentru Hristos vom trăi frumos. Vă chem, dragii mei, să trăim cu scop. Vom vorbi anul acesta mai mult despre ce înseamnă să trăiești pentru Hristos. Spun încă o dată, nu e un lucru simplu, dar în fiecare zi a vieții noastre suntem chemați să alegem. Să ne trezim dimineața, ne ducem fiecare dintre noi să ne aranjăm, să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, cum trebuie să trăiesc astăzi ca să-ți fiu plăcuție? Doamne, astăzi vreau să trăiesc pentru tine. Ce înseamnă asta? cât timp din timpul meu să dăruiesc cuvântului, cât să dăruiesc rugăciunii, cât timp să dăruiesc adunării fraților și așa mai departe, cum să mă îmbrac, cum să umblu, pentru că vreau din toată inima, Doamne, să trăiesc pentru Tine și nu pentru oameni. De vom trăi pentru Hristos, vom fi răsplătiți de Hristos. De vom trăi pentru noi, vom trăi marile dezamăgiri și în viața aceasta și mai ales la capătul ei. Stau înaintea dumneavoastră ca păstor și cu inimă de păstor, să nu mă înțelegeți greșit. Sunt plin de pasiune pentru fiecare dintre dumneavoastră și credeți-mă, aduc înaintea Domnului oamenii aceștia din Biserica Poarta Cerului și mă rog lui Dumnezeu ca nici unul să nu piară, ci toți să rămână lângă Domnul până la capăt. Însă pentru aceasta vă chem în numele Domnului Isus, frați și surori, veniți să trăim pentru Hristos. Nu pentru scopuri mărunte, nu ca să impresionezi pe cineva la o petrecere, nu pentru asta trebuie să trăiești. Tu trebuie să trăiești pentru Hristos. Nu pentru un succes de un ceas sau două, tu trebuie să trăiești pentru Hristos. Și când vom face lucrul acesta, îl vom auzi la capăt pe marele stăpân, care se va uita spre noi, cu brațele deschise, și va zice: vinoră bun și credincios, ca să moștenești împărăția care ți-a fost pregătită. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Veniți să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, ajută-ne să trăim pentru tine. Fiecare să se roage pentru el însuși, pentru cei din casa lui, și să zică: Doamne. Ajută-mă pe mine să trăiesc pentru tine, ajută-i pe cei din casa mea să trăiască pentru tine și ajută-ne pe noi în Biserica Poarta Cerului să trăim pentru tine. Să ne rugăm în felul acesta și să-i mulțumim Domnului pentru prezența Lui între noi în această zi. Să ne rugăm!